Bună ziua și bun venit la o nouă lecție de geografie. Începem ca de fiecare dată cu recapitularea cunoștințelor. Care sunt cele patru sectoare ale economiei? Sectorul primar cu agricultura, sectorul secundar industria, sectorul terțiar serviciile, comerțul, transporturile și turismul, sectorul quaternar cercetare, dezvoltare, inovare. Enumerați 5 obiective turistice din țara noastră, o cascadă, o peșteră, un castel, o mănăstire și o stațiune de pe litoralul Mării Negre. Eu le-am ales pe următoarele. Cascada Bigăr din județul Harghita Severin, peștera Scărișoara din județul Alba, castelul Peleș din județul Prahova, mănăstirea Putna din județul Suceava, și stațiunea Mamaia din județul Constanța. La care dintre activitățile economice aparținând sectorului terțiar vă duc cu gândul următoarele imagini? Pe mine acestea mă duc cu gândul la transporturi și la comunicații. Aș putea să le spun telecomunicații, văzând că avem aici chiar un telefon. Astăzi vom discuta despre transporturi și telecomunicații în România. La finalul acestei lecții veți fi capabil să definiți termenii căi de comunicație și telecomunicații, să specificați importanța căilor de comunicație pentru economie, să clasificați tipurile de transporturi din țara noastră, să identificați pe hartă cele mai importante artere de circulație, magistrale, feroviare și aeroporturi din țara noastră, să enumerați cele mai importante servicii de telecomunicații și să planificați traseul unei călătorii cu autoturismul, costul acesteia, distanța ce urmează să fie parcursă și timpul necesar parcurgerii traseului. Ce sunt căile de comunicații? Dar telecomunicațiile. Căile de comunicații alcătuiesc o rețea realizată pentru înrețnirea circulației, deplasării de la un loc la altul a vehiculelor destinate transportului oamenilor sau bunurilor materiale. Telecomunicațiile desemnează transmiterea la mai mică sau mai mare distanță, prin cablu sau prin aer, denumit și eter, a mesajelor, informațiilor, emisiunilor și altor informații. Importanța căilor de comunicație pentru economie. Căile de comunicație și mijloacele de transport constituie un element esențial al activității economico-sociale. De nivelul de dezvoltare și de capacitatea acestora de a deservi toate regiunile unei țări depinde bunul mers al economiei. Haideți să vedem cum putem clasifica transporturile și căile de comunicație. În primul rând avem transporturi terestre. Acestea pot fi, cu ajutorul căilor ferate, circulația trenurilor. Avem o hartă a căilor ferate din România. Avem magistralele feroviare principale și secundare, împărțite pe jurisdicții, subjurisdicții, pe culori, CFR, aparținând CFR Brașov, CFR București, CFR Galați, Constanța, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. Am evidențiat eu cu anumite culori următoarele magistrale foarte importante din țara noastră. Cu roșu, cea care pornește din București și se continuă prin Craiova, Drobeta, Turnul Severin și Timișoara, ieșind din țară pe la Vama cu Serbia și continuându-se până în Italia, Elveția și Franța. Cu verde, pornind din București și trecând prin Ploiești, mergem către estul țării, parcurgem un traseu prin zona estică, ajungem la Suceava și ieșim din țară prin județul Suceava, prin localitatea Vișcani, continuându-ne drumul către Ucraina până în Polonia. Tot pe aproape același traseu, dar de la Pașcan mergând către est, prin Iași, ieșim pe la Ungheni, la granița cu Republica Moldova, mergem către Chișinău și ne continuăm drumul prin Ucraina și până în Rusia, la Moscova. Apoi căi rutiere, reprezentate de drumuri forestiere, comunale, județene, naționale și europene. Cele mai importante drumuri europene am ales eu să evidențiez pe această hartă pe următoarele. E și aici, care pleacă din Germania de la Hamburg
și se continuă prin Europa, ajungând în România, trecând granița cu Ungaria, apoi trecem prin Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sighișoara, Brașov, Ploiești, ajungem la București și ne continuăm drumul prin Slobozia până la Constanța. Apoi, E70-ul cu Verde, venind prin granița, trecând granița cu Serbia, mergem prin Timișoara, Robeta, Turnu Severin, apoi prin sudul țării, Craiova, Caracal, Alexandria, București și ne continuăm drumul trecând Vama în Bulgaria, pe la Giurgiu, Giurgiu Ruse și apoi pe teritoriul Bulgariei. E85-ul, pornind din București, da, același traseu cu E60-ul la început, apoi prin Buzău, Focșani, Adjud, Bacău, Roman, Suceava și ieșim din țară pe la Siret, mergând mai departe prin Ucraina și până în Polonia. Alte căi de comunicație terestre sunt linii de metrou, cum avem în București, linii de tramvai avem în marele orașe ale țării și linii de troleibuz. Un troleibuz vedem în imaginea din dreapta jos. Transporturile pe apă sau navigația pe apă. Avem aici două categorii. În primul rând, transporturi fluviale. Pe Dunăre avem axa fluvilor și canalelor, Marea Nordului, Main, Rin, Dunăre, Marea Neagră. Principalele porturi fluviale din țara noastră, da, pe sectorul fluvial al Dunării, intrăm în țară, da, pe la Bazia și trecem prin marile porturi. Drobeta, Turnu Severin, sunt cele cu roșu, Giurgiu, Călăraș, Brăila și apoi mergem pe sectorul maritim, Galați, Tulcea și ajungem la Marea Neagră prin Sulina. Sigur, mai avem un traseu aici, prin canalul Dunăre-Marea Neagră, da, Fetești-Cernavodă, canalul Dunăre-Marea Neagră, până la Constanța. Transporturi maritime, am spus mai devreme, Dunărea Maritimă de la Brăila și până la Vărsare, fie că este vorba de traseul prin canalul Dunăre-Marea Neagră, fie că este vorba de brațul navigabil din punct de vedere maritim al Dunării Sulina, da, tot în același traseu ajungem, dar mai scurt este pe canalul Dunăre-Marea Neagră. Artera mărilor reprezentată pe Marea Caspică, Marea Neagră, Marea Mediterană și apoi Oceanul Atlantic și Oceanul Planetar, da? Pornind de la, să spunem, pe canalul Dunăre-Marea Neagră, Marea Neagră, Marea Marmara, Marea Egee, Marea Mediterană și apoi ieșind prin strâmtoarea Gibraltar la Oceanul Atlantic și mai departe către restul Oceanului Planetar. Cele mai mari porturi, în primul rând avem pe Dunărea Maritimă, avem Tulcea, Sulina, Brăila, Galați, Constanța, care este cel mai mare port al României la Marea Neagră, transporturile aeriene de mărfuri și persoane, 16 aeroporturi de unde se pot efectua curse internaționale și naționale în țara noastră, cele mai importante fiind în următoarele orașe, reprezentate și pe această hartă, cele care sunt internaționale sau care efectuează curse interne. Am pus aici Timișoara, Arad, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sibiu, Craiova, două în București, Otopeniul care este mai mare și Băneasa, Constanța, Tulcea, Bacău, Iași, Suceava, aveți aici în partea stângă lista tuturor aeroporturilor ce efectuează astfel de curse în țara noastră. Am pregătit și câteva imagini. Aeroportul Internațional Aricoada din București, Avram Iancu din Cluj, Aeroportul Internațional din Sibiu, Aeroportul Internațional din Iași și cel din Craiova. Transporturile speciale, rețeaua de înaltă tensiune, conducte petroliere sau conducte de gaze naturale. Telecomunicații. Cele mai importante servicii de telecomunicații sunt televiziunea, internetul și telefonia, dar și radiofonia, printre altele. Țara noastră are legături directe și prin satelit cu aproape toate țările lumii, ce să mai spunem de celebra pânză de paianjen a internetului, World Wide Web. Acum vă dau o sarcină de lucru. Cred că vă va plăcea, este foarte interesantă, să planificați traseul unei călătorii cu autoturismul, costul acesteia, estimativ de sigur, distanța ce urmează să fie parcursă și timpul necesar
parcurge traseul în funcție de viteza medie pe care o veți selecta voi. Ce aveți de făcut? Să alegeți un traseu de călătorie în primul rând. Eu am ales, de exemplu, Călăraș, Brașov, Sighișoara, Baia Mare și înapoi. Pentru a face acest lucru, intrați pe site-ul distanță.ro și efectuați următoarele acțiuni, așa cum vă voi arăta și eu într-un fel de tutorial imediat. Introduceți în ordine localitățile prin care veți trece, astfel veți obține imediat distanța totală de parcurs și harta traseului. Selectând viteza medie cu care vă deplasați, veți obține timpul călătoriei. Selectând consumul mediu al autoturismului, veți obține costul estimat generat de consumul de carburant. Vreau să-mi scrieți în secțiunea de comentarii cum v-ați descurcat cu această sarcină de lucru și datele călătoriei. Traseu, distanța totală, timpul necesar parcurgerii și costul estimat al carburantului. Vă arăt eu imediat cum să procedați și apoi voi îmi dați în comentarii cele cerute mai jos. Primul lucru pe care îl voi face este de pe Google să caut site-ul distanță.ro. Da, am scris aici distanță.ro și mi-apare site-ul distanțe rutiere. Dau click pe acesta. Haideți să vedem acum. În partea stângă avem opțiunea, sau mai bine spus, posibilitatea de a introduce traseul. Să zicem Călăraș. Apoi am spus Brașov. Dau click pe adaugă altă destinație pentru a mai putea introduce încă un oraș. Introducem Sighișoara. Apoi am spus Baia Mare. Și desigur întoarcere la Călăraș. Bun, dăm click pe direcții pentru a obține traseul. Haideți să vedem. Se încarcă și ne-a găsit două opțiuni de traseu. Haideți să vedem care sunt acestea, da? Observăm unul prin partea centrală a țării și unul un pic mai la vest, da? De fapt, unul de dus și un traseu de întors. Este foarte bine că nu ne-a dat același traseu de întors, pentru că astfel avem diversitate. Haideți să vedem. Aici avem opțiuni. Viteza de deplasare, de exemplu, să spunem că eu nu mă voi deplasa foarte rapid și atunci spun că în medie voi merge cu 70 de km pe oră. Din contră, dacă voi considera și vremea este bună, hai să spunem că merg cu viteza maximă admisă pe drumurile naționale, 90 de km pe oră. Da? Aici îmi spune atunci că voi parcurge traseul în 15 ore și 43 de minute, da? Dus întors. Un consum mediu de 7,5 litri, de exemplu, voi spune că am un consum de 6 litri la 100 de kilometri, îmi estimează că voi consuma 84 de litri de carburant, ceea ce se traduce în cost 365 de lei pentru întregul traseu, adică dus și întors până la Baia Mare și înapoi. Da? Timpul parcurgerii, estimat de parcurgere al traseului, îmi spune aici 15 ore și 43 de minute. Aștept în secțiunea de comentarii și rezultatul vostru. Ce traseu ați ales? În cât timp estimează că îl veți parcurge? În funcție de viteza care alegeți? Alegeți, de exemplu, 70 de km pe oră, alegeți 90, alegeți 110, apoi consumul de carburant și costul estimat al acestuia. Eu sper că v-a plăcut această lecție, sper că v-ați descurcat și în rezolvarea sarcinii de lucru. Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. Nu uitați să dați like, share și subscribe, toate acestea sunt gratuite. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate!